În fiecare an, Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din Câmpul Lung organizează tot mai multe cursuri de calificare-recalificare. Pentru anul acesta, ALOFM Câmpul Lung a primit acreditare pentru 21 de meserii. De la ospătar, administrator pensiune și până la operator introducere date, toate aceste cursuri sunt gratuite pentru cei care vor să se înscrie. În derulare se află și un curs de coafor și de administrat pensiune turistică. Anul acesta, pentru prima dată, s-a reușit și obținerea de fonduri pentru cursul de îngrijire persoane la domiciliu și lucrător în comerț. Așa cum se știe, în fiecare an agenția organizează cursuri de calificare și recalificare personală pentru diverse meserii. Pentru 2016 avem acreditare pentru 21 de meserii. Avem în derulare curs de coafor, curs de administrator de pensiune turistică și dorim să începem curs de ospătar, operator introduce validare date, persoane care îngrijesc bătrâni la domiciliu, o meserie nouă pentru care suntem acreditați și de asemenea lucrători în comerț. Fac mențiune că la aceste cursuri pot participa gratuit toate persoanele care sunt în baza de date a agenției și în baza de date a agenției pot fi persoane care sunt în șomaj, deci în plată, sau persoane care nu au loc de muncă și doresc să fie luați în baza de date, fie pentru acest lucru, fie pentru a beneficia de prevederea legii 416. Aceste cursuri sunt gratuite pentru toate persoanele care vor să se înscrie, cu condiția ca aceștia să fie în baza de date a Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă, sau care nu au un loc de muncă, dar doresc să fie luați în evidență în baza de date pentru un job sau alte beneficii.